Stimați prieteni, stimați colegi, reprezentanța mijloacelor de informare în masă, bună ziua! Ne-am întrunit cu toții astăzi și v-am invitat și pe dumneavoastră ca să spunem cu toți împreună start campaniei electorale pentru candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar general de Chișinău și pentru candidații în Consiliul Municipal Chișinău. Este momentul când ne lansăm în campania electorală într-o situație destul de dificilă pentru administrația municipiului Chișinău, cât și pentru locuitorii municipiului Chișinău. Este situația când pensionarii primesc sute de lei, iar la sfârșit de lună sunt obligați să achite facturi de mii de lei. Este situația când profesorii primesc sume foarte mici de lei care nu le ajung să trăiască, iar în același timp sunt persoanele cărora le încredințăm educația copiilor noștri. Sunt medicii care primesc salarii foarte mici, dar sunt persoanele cărora le încredințăm sănătatea noastră și sănătatea copiilor noștri. O asemenea abordare, o abordare îngustă pe care o fac partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, cât și Partidul Comuniștilor, nu este benefică și nu este de dorit pentru municipiul Chișinău. Nu poți trăi, nu poți să te bucuri atunci când alături de tine sute de mii de cetățeni stau cu fețele triste. Atunci când sute de mii de cetățeni nu-și pot aranja viața. Atunci când aceste sute de mii de cetățeni trăiesc sub minimul de existență. Sarcina pe care mi-o asum eu, angajamentul pe care mi-l asum eu, împreună cu echipa Partidului Social Democrat, este să asigurăm locuitorii municipiului Chișinău cu minimul de existență. Angajamentul nostru nu presupune palate de aur. Angajamentul nostru este un angajament simplu, real, palpabil de fiecare locuitor al municipiului Chișinău. Este un angajament de la care trebuie să pornim ulterior programele de dezvoltare economică și socială a municipiului Chișinău. Toți cei care astăzi promit construcții mari, centre de distracții, palate, se gândesc doar la ei. Pentru că nu poți construi, nu poți produce, nu poți produce servicii atâta timp cât nu ai locuitori capabili să plătească pentru aceste lucruri. Eu vă asigur de acest angajament, sunt pregătit și îmi doresc să muncesc pentru binele acestui oraș, pentru locuitorii acestui oraș, credeți-mă pe cuvântul meu, sunt om de cuvânt. În activitatea mea voi pune accentul pe trei lucruri foarte importante. 1. Protecție. Protecție ca fiecare locuitor al municipiului Chișinău să fie în grija primarului și al Consiliului Municipal toate categoriile de familie cu venituri reduse și cei care au nevoie de această grijă. 2. Siguranță. Fiecare locuitor al municipiului Chișinău să se simtă în siguranță aici când trăiește, indiferent că este ziua sau noapte. 3. Dezvoltare. Dezvoltarea orașului, dezvoltarea municipiului, astfel încât fiecare din noi să ne bucurăm că suntem chișinăuieni, să ne bucurăm că avem o capitală modernă, o capitală europeană. Asta voi face eu și colegii mei. În continuare o să-i ofer cuvântul doamnei Tatiana Niță, candidat pentru funcția de consilier municipal Chișinău. Bună ziua!
onorată asistență, stimați colegi, nouă socialdemocraților întotdeauna ne-a păsat de oamenii care ne sunt alături. Oamenii care de ceva timp și-au pierdut încrederea în stat, în societate, chiar și în sine însuși. Acei tineri specialiști, profesori, medici, bibliotecari și alții nu-și mai văd viitorul său în Chișinău. Nu mai văd acea dezvoltare pe care le-o promite statul doar prin declarații populiste. Nu mai sunt încrezuți în viitorul familiilor pe care nu și le pot întemeia din cauza că nu au acele resurse financiare care să le asigure minimul de existență. Plecând în Europa, nu rezolvăm nimic. Acea birocrație și corupția n-a intrat prea mult, fiind impusă de către Alianța de Integrare Europeană în calitate de valori și principii. Am obosit. Vrem o țară mai bună. Vrem un Chișinău european. Dacă să fie european, să fie cu acea echipă a social-democraților. Fiecare din membrii echipei noastre poate să contribuie cu cunoștințe, abilități, experiență internațională. Fiecare din noi are convingerea și poate convinge fiecare locuitor a Chișinăului că anume echipa social-democraților poate să vină cu un program, cu un proiect. Nu proiecte doar formale, ci proiecte care vor fi susținute de către întreaga societate. Proiecte care vor fi ca un ajutor pentru acei pensionari, persoane cu dizabilități, familii cu mulți copii și alte pături social-vulnerabile care merită acel minim de existență. Chiar dacă Partidul Social Democrat va asigura un minim de existență mai mic decât coșul minim de consum, aceasta nu înseamnă că acești oameni nu au oportunități egale de a trăi în Chișinău. Chișinău este pentru fiecare din noi și noi trebuie să ne mândrim cu capitala Republicii Moldova. Stimați colegi, municipiul Chișinău obligatoriu trebuie să se dezvolte împreună cu suburbiile și nici de cum separat. În acest context îi ofer cuvântul colegului meu, candidat la funcția de primar al primăriei Singerea, domnului Ion Duca. Mulțumesc mult!